Duma de stat a adoptat o serie de legi antiterorism care înăspresc controlul asupra blogurilor și sancțiunile pentru tulburări în masă. Un cap de acuzare care vizează mai mulți opozanți, relatează agenția France Press. Astfel, proprietarii blogurilor cu peste 3.000 de vizitatori pe zi au obligația de a se înregistra la Autoritatea pentru Controlul Mass Media, Roskomnadzor, de a păstra toate datele timp de 6 luni, de a verifica autenticitatea informațiilor publicate și de a indica o vârstă limită pentru vizitatori. Bloggerii sunt obligați să se conformeze noilor obligații în termen de 10 zile, în caz contrar, riscând să plătească amenzi în valoare de până la 500.000 de ruble.